De câteva zile, utilajele curăță porțiunea între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, acolo unde stratul de zăpadă depășește și 5-6 metri înălțime. Condițiile sunt grele pentru drumari, însă șoferii ar putea circula pe Transfăgărășan chiar de luna viitoare. Zăpadă mare, înghețată, frig, bate vântul. Cum e față de anul trecut? Mai multă zăpadă, mai puțină? Nu putem spune prea multe, că aici jos e mai mică, dar mai încolo e mai mare. Am mobilizat deja două freze și o volă cu care încercăm să redăm traficului acest sector de drum, la fel ca anul trecut, și anume în data de 15 iunie. Nu e o promisiune, însă încercăm să ne ținem de acest termen, dacă condițiile meteo ne vor ajuta și dacă nu va mai ninge. Transfăgărășanul traversează cel mai înalt lanț muntos din România, prin județele Argeș și Sibiu. Șoseaua ajunge la altitudinea maximă de 2042 de metri, la Bâlea Lac. În mod normal, traficul rutier pe Transfăgărășan se deschide la începutul lunii iulie și se închide la sfârșitul lunii octombrie. Însă toamna blândă de anul trecut le-a permis șoferilor să parcurgă cei 27 de kilometri până la sfârșitul lunii noiembrie. Pe Transalpina, drumarii sunt mai puțin optimiști. Și acolo au început lucrările de dezăpezire între Rânca și Obârșia Lotrului, dar în zona a nins din nou, iar vremea continuă să fie foarte rece. Termenul de deschidere a acestui sector de drum este 1 iulie, dar colegii noștri fac eforturi susținute pentru a deschide circulația mult mai repede. Dar trebuie să ne adaptăm și condițiilor meteo. Ați văzut că în această dimineață a nins din nou la Rânca. Transalpina e cel mai înalt drum din țară și ajunge la o altitudine de 2145 de metri în pasul Urdele,